Nu-i nimeni ca El prin testere,
odihnit ceva. E timpul să mă odihnesc. Copii, așa că a fost frumoasă cântarea aceasta cântată din lăută. Mi-aș mai dori și eu să ne mai cânte spre Domnul încă 100. Da, frumos ai credință când totul merge bine. Dar când te roade foamea, oare credința ține? Poporul acesta care fusese rob odată, avea oare el spre Domnul credința adevărată? Ia să vedem, copii, ce s-a întâmplat în cea de-a doua lună, după ieșirea lor din Egipt, când au ajuns și în pustia Sin. Dar de unde să stau să mănânci? Egiptenii măcar ne omorau în cef, prin muncă, dar Moise, vă rog, mâncare, vă rog, vă rog, vă rog, mâncare. Dacă am disprețuit mâncarea din Egipt, acum să ne umplem stomacurile cu nisip. Nu! Nu mai trebuie! Ascultați-mă! Dacă ne vom întoarce în Egipt, ne vor ierta, ne vor biciui, ne vor pedepsi, dar măcar ne vor primi înapoi și vom supraviețui. Vom supraviețui noi, noi și copiii noștri. Da, vom rămâne în viață! Ce alegeți? Câteva bice pe spate sau o moarte sigură în acest pustiu nenorocit? Voi chiar îl credeți pe Moise că vom putea să trecem prin acest pustiu și să rămânem în viață? Să mergem să vorbim să cu mergem. Moise! Să mergem! Moise! Să mergem. Moise! 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 Uite ce ne-ai făcut! Tu și marele tău Dumnezeu! Uite de la noi cum suntem în acest pustiu nenorocit! Nu auzi tu copiii noștri cum plâng aici de foame? De foame, numai tu! Aud! Aud! Și văd! Ce vreți să fac? Vă mă trimisul tău! Mă voi întoarce la ei și îi voi ruga să ne ierte! Să ne primească înapoi! Trimis? Te voi despica în două, trădătoarele! Josua! Josua, nu așa! Lasă-mă! Să auzim totul! Nu ți-am spus noi oare, de atâtea ori, când eram în Egipt, nu ți-am spus noi oare să ne lași în pace? Dar tu n-ai ascultat. Tu, puternicule Moise, hai din Egipt, să mergem înapoi. Să mergem în Egipt! Să mergem în Egipt! Înapoi, în Egipt! Mai bine muream în Egipt! Mai bine! Mai bine muream în Egipt.
Dumnezeului Avram, v-a scos din robia egipteană să periți aici, în pustietatea aceasta. Nu vă fie teamă! Nu veți pieri nici voi, nici copiii voștri! Domnul vă va da chiar azi carne, iar mâine vă va da din belșug ca să vă săturați! Că auzit Domnul cârtirile voastre! Căci ce sunt eu și ce-i casa tatălui meu? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva mea, ci împotriva lui! Împotriva lui! Liniștiți-vă și veți vedea că vom scoate la capăt. Și nu știți voi, copii, așa cum Moise le spuse, așa se și întâmplă. În acea seară se văzură venind în zbor niște prepelițe, care obosite de atât ați durat, căzură pur și simplu pe jos printre tăturile poporului Israel. Poporul avea acum atâta carne cât își dorise, parcă-i mai și rămase. În acea seară s-a culcat cu toții foarte sături și foarte mulțumiți. Iar a doua zi dimineața, când s-au trezit, s-a mai întâmplat ceva. Dar aceasta nu este zăpadă. Mana! Mana! Ce e asta, mana? Aceasta este mana. Mana de turte dulce. Mana de coriandru. Cea bună. Este mana. Pâinea lui Dumnezeu din cer, așa cum i-a promis. Fiecare să strângă atât cât îi trebuie pentru ziua de azi. Mana, nu vă îngrijorați. Va cădea în fiecare dimineață și nu va lipsi decât în ziua sabatului. Până nu vom intra în țara făgăduinței. E foarte bună. E bună. Acum știm că nu vom putea lipsa de nimic. Dumnezeul nostru ne vechează. V-am spus eu că veți vedea lucrurile lui Dumnezeu. Aveți încredere în El. Rămâi să fie Domnul. Ați văzut copiii celor de întâmplare. Ce teamă nefirească i-a prins că o să piară. De foame au uitat că ei au un stăpân. Un Dumnezeu bun în cerul, ce nu-i lasă pe drum. Haideți acum, copii, să le vedem pe acele oițe și văcuțe, pe acele animale cu minți și foarte blânde. Oare foamea și setea nu au lovit și în ele? Au devenit acestea la fel ca omul? Rele? Haideți să le vedem. Yeah.
acolo deoparte. Ne plângeam și noi, surată, de lipsa albei. Be! Ziua de mâine, sigur, n-o voi mai apuca. Și pe hăiesc cu jale, că-i tristă viața mea. Be! Voi ziceți bine, e cald ca într-un cuptor, de o umbră cât de mică și mie mi-este dor. Dar ce putem noi face, săracele de noi, noi biete animale, aflați în nevoi? Nu omul acela ne conduce? Să mergem de la el. Am auzit că-i altfel, că-i bun și are un fel de a fi ca nimeni altul. Poate ne ajuta. Să mergem, da, să mergem. Poate ne ajuta. Dar mie tot mi-e teamă să ne va aniga. Și poate ne va poate. Curaj, surata mea, curaj, curaj. Mai încet, frate, că vine cineva. Priviți, este chiar omul acela de care vă vorbeam. Da, pare bun. Bunătatea chiar se vede pe chipul lui. Dar stați, voi nu vedeți cum acesta este foarte supărat? Da, e foarte supărat. Ce trist este, ce trist! Mi se rupe inima de milă și de plâns. Pare că o grea povară pe sufletul apasă. Mai are rost, urată, să-i spunem de-a noastră. Sigur că nu, sigur că nu. Nu, nu. Știu că și voi suferiți la fel de mult ca noi, dar ce pot eu face? Numai dacă Domnul face o minune cu apa, eu singur, ce pot face eu? Văd însă că voi știți răbda mai bine ca noi oamenii, sunteți mult mai bune ca noi. Haide, dragile mele, poate găsim un strop de apă. Haide, haide. Ne-am dezgustat de viață, căci prea ne chinuim așa. Doar zile de durere și nopți de suferință. Aceasta ne-e plata de când noi te urmăm. Murim fără de vină, murim fără de vreun păcat. Thank you.
Moise! Moise! Acum vrem să vedem dacă El este sau nu în mijlocul nostru. Este Dumnezeu sau nu este în mijlocul nostru? Acum vrem, acum, dacă nu, vom pleca. Pentru ce? Pentru ce vă certați cu mine? Pentru ce îl ispitiți pe Dumnezeu? Pentru ce îl ispitiți pe Dumnezeu? Doamne! Doamne! Cât voi mai suferi poporul acesta? Blestemate! Doamne! Încă puțin și-o să vă bată pietre! Răspunde-le tu, Doamne, ca altfel! Moise, Moise, treci înaintea poporului, ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit marea. Eu voi sta pe stânga Horebului, să lovești stânca, apa va țâșni din ea și poporul va bea. Moise, mâinile în jos, am mai lăcit de ea mai puternic.
te aducem aminte. Și ar să fie tăcut înaintea lui. Să mulțumim cântând Dumnezeu e steagul meu. Miriam! Dumnezeu e steagul meu, Domnul este biruința mereu, Domnul este. El a venit pe Amale, Domnul este. Steagul nostru e măreț, Domnul este. Dumnezeul tău ți-e steagul.